Psalmul numărul 61. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea. Pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu. Nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului? Căutați toți al dobărâi, socotindu-l ca un zid povârnic și ca un gard surpat. S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat-au cu minciună. Cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te suflet al meu, că de la El vine răbdarea mea. Că El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea. Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu. Nădăjduiți în El toată adunarea poporului. Revărsați înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt fiii oamenilor. În balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți. Bogăția de a curge, nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit. Că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila. Că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.